Bună, dragii mei prieteni din zodia Vărsător și cei care aveți ascendentul în această zodie, bine v-am regăsit la un nou tarot horoscop pentru luna noiembrie. Voi începe cu un mesaj al îngerilor. La sfârșitul acestui videoclip, nu uitați să lăsați un comentariu și să susțineți acest canal un like. Eu vă mulțumesc! Mesajul vostru pentru luna noiembrie vine de la îngerul Teresa. Acest înger vă transmite mesajul: gata, s-a terminat. Ai fost atât de ocupat, ai fost atât de ocupată cu satisfacerea nevoilor altora, însă, acum, în această lună, este momentul sau a venit vremea să te oprești și să ai grijă de tine însuți. Este momentul ideal să te răsfeți, este un moment oportun să vezi ceea ce îți dorești și tu. Te-ai ocupat foarte mult, poate de persoanele apropiate, ți-ai făcut foarte multe griji în legătură cu alte persoane și se pare că în ultima perioadă, în ultimile luni sau în ultimii ani, nu prea te-ai mai ocupat de tine, nu prea te-ai mai ocupat de ceea ce îți dorești, de dorințele tale. Nu te-ai mai aranjat, poate de mult timp, nu te-ai mai coafat, nu te-ai mai machiat, nu știu, poate nu ți-ai mai cumpărat ceva frumos, ceva care să te bucure, ceva care să-ți schimbe puțin starea. Acum este un moment în care, clar, unii dintre voi se vor îndrepta mai mult, își vor îndrepta mai mult atenția spre ceea ce doresc ei, spre ceea ce dorește sufletul lor și nu veți mai ține cont, eu știu, de dorințele așa de mult, da? Nu veți mai ține cont așa de mult de dorințele altora, ci vă veți uita mai mult la ceea ce vreți să obțineți voi. Veți fi puțin, eu știu, poate pentru unii această lună va fi o lună în care vă creșteți stima de sine. De ce nu? Trebuie să dansezi, o lună în care vei dansa, o lună în care te vei simți bine, o lună a mișcării, o lună în care trebuie să faci, te vei și mișca, dar... Claritate, trebuie să-ți faci claritate în gânduri. Poate trebuie să vezi exact ceea ce îți dorești sau trebuie să clarifici sau va trebui să clarifici anumite aspecte din viața ta personală, din viața ta sentimentală. Este o lună în care ceea ce vei dărui, aceea vei primi. Cred că următorul mesaj pe care îl voi spune poate să fie valabil, da, pentru unii dintre voi. Poate unii dintre prieteni sau chiar partenerul va fi foarte... am pierdut cumva informația. Va fi foarte, nu știu, dur cu voi. Sau voi veți fi cei sau cele dure cu partenerul. Uite, eu m-am hotărât, vreau acel lucru. Tu îl vrei sau nu îl vrei? Hotărăște-te. Acum este momentul să te hotărăști, să-mi spui. Vrei să ne mutăm împreună? Eu știu, de la caz la caz. Nu știu. Vrei să ne cumpărăm mașină? Nu știu, acum spunem. Da? Oricum, nu va depinde de partener foarte mult dorința voastră. Da, clar, dacă voi vreți să vă cumpărați ceva, clar, partenerul va fi, nu știu,
întrebat doar ca să nu se supere, să spun așa, da? Bun, haideți să mergem mai departe. Bun, imaginează-ți și visează cu ochii deschiși, poate să însemne și această carte, da? Vizualizează ceea ce îți dorești cu ochii minții și se va îndeplini. Ai foarte multe lucruri în minte, foarte multe lucruri pe care vrei să le rezolvi sau foarte multe lucruri la care nu ai mai acordat atenție de foarte mult timp. Da, poate nu ți-ai mai acordat ție atenție, poate nu ai mai acordat sentimentelor tale atenție. Trebuie să faci o alegere, trebuie să alegi. Vei fi pusă sau vei fi pus în postura în care trebuie să faci o alegere. Sau așa cum am mai spus, poate voi sunteți cei care îl veți spune pe partener să aleagă. Uite, eu am făcut pentru tine, uite, eu mi-am dat interesul să fie bine în această relație. Acum este momentul ca tu să acționezi pentru noi. Acum este momentul, nu știu, ca tu să aduci bani mai mulți în casă. Sau este momentul ca tu să muncești mai mult. Sau orice. Da? Parcă cereți de la partener, îl puneți să aleagă. Vrei sau nu vrei? Încotro vrei această relație să se îndrepte? Sunteți foarte stăpâni pe voi și sunteți foarte duri. Știți foarte bine ceea ce vă doriți. Mesaje, discuții. Clarificați un lucru. Multe mesaje, multe discuții. În primul și în primul rând, cred că cu partenerul de viață. Pentru că din punct de vedere material, am această carte care îmi vorbește despre faptul că, din punct de vedere material, da, sunteți stabili, sunteți bine, aveți o casă, aveți, da, este și cartea casei. Această carte, da, adică, na, aici există o stabilitate. Aveți tot ce vă trebuie. Poate, în unele cazuri, această carte poate să însemne pentru luna noiembrie că faceți anumite, nu știu, cheltuieli nejustificate. Vă cumpărați poate prea multe bijuterii sau vă cumpărați, nu știu, prea multe ceasuri sau prea mulți pantofi sau orice altceva. Poate găsiți niște reduceri și, da, vă cumpărați, nu știu, este o carte care spune îți cumperi prea mult ceva de care n-ai nevoie, da? Adică nu ai nevoie neapărat de acele lucruri, dar totuși tu ți le cumperi pentru a te simți în primul rând tu mai bine. Bun, deci problemele voastre, în general, vor fi din punct de vedere sentimental. Văd supărare, neînțelegeri, datorate unor discuții, datorate unor convorbiri, datorate, să spunem, unei alegeri. Este ca și cum nu mai aveți încredere, este ca și cum cineva vă trădează sau cineva nu este de acord cu propunerea cu care veniți. Și voi sunteți cei care nu puteți face compromis, voi sunteți cei care nu mai puteți ca lucrurile să se desfășoare într-un anumit ritm. Vreți, nu știu, vreau mai repede, vreau lucrurile să meargă mai repede, să se desfășoare mai repede. Spre exemplu, să ne mutăm împreună mai repede. Dar nu mai vreau să stăm, nu știu, tu acasă la tine, eu acasă la mine. Trebuie să schimbăm ceva în această relație. Eu cred că până într-un final partenerul va fi de acord cu ceea ce propui, dar foarte greu, se va lăsa foarte greu, nu va fi de acord de la început. Vor exista multe discuții, multe contradicții.
multe reproșuri aici. Da? Bun, dragii mei prieteni, acestea au fost mesajele pentru luna noiembrie. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!